lăsat toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înaltea Sfântitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se facă apa aceasta dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduia sufletelor și a trupurilor, spre tot folosul de trebuință Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie apa aceasta curățitoare, spre viața veșnică, pentru ca să arată apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrășmașilor, a celor văzut și a celor nevăzut, Domnului să ne rugăm. Pentru ca cei ce vor lua să vor primi să fie spre sfințirea caselor, ca să fie aceasta spre curățirea sufletului și a trupurilor la tuturor, cei ce vor lua din apa aceasta credință și vor gusta din trânsa Domnului să ne rugăm. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh și sfințește și apa aceasta. În sus, dar iubitorului de oameni, Doamne împărate, vine așa cum pe bucurarea Sfântului Tău Duh, care sfințești toate, sfințește și apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii din ecuvântarea Iordanului, fă-o pe ea izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindicare de boli, diavolilor pieire, îndepărtarea puterilor celor potrivnice, plinire de putere îngerească, pentru ca toți cei ce vor stropi și vor gusta din ea să aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre tot folosul de trebuință, că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce a înnoit prin apă și prin Duh firea noastră, cea învechită de păcat. Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, care pe vremea lui Noe cu apa a înnecat păcatul, Tu ești Dumnezeul nostru, care prin Marea și prin Moise a eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru, care a despicat piatra în pustie și au curs ape și râurile s-au umplut de apă. Și pe poporul tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Elie a izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuși acum, Stăpâne, sfințește și apa aceasta. Dă tuturor celor ce vor gusta și se vor atinge de ea și se vor stropi și o vor gusta sănătate, sfințire, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne, de înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, de cinstita preoțime, de ceantru Hristos diaconime, de tot clerul, de binecredinciosul popor român, de pretutindeni, de cărmuitorii țării, cei binecredincioși, de mai mari orașelor și ai satelor și de iubitoare de Hristos oaste, de cei ce stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate pricini nu sunt de față, și mântuiește și miliește pe ei și pe noi după mare mila ta. Pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri și de cele văzute și de cele nevăzute să fie slăvit numele Tău, Cel Preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Părinte, noi am mărturisit ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te și Duhul în timp de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea treimii s-au arătat. Glasul Părintelui mărturisit ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințesc icoanele acestea prin stropirea
cu apă sfințită, cu harul Preasfântului Duh, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să sfințesc în icoane acestea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Ioan Botezătorul, prin strobirea cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.